Cheamă-mă și strigă să vin, să las în durare peste țara așa-sta, căci vrăjmașul vreau un val mare de durere să vină, să fie acoperitor și colț din țara așa-sta cu durere și cu plâns, și orice familie să sânțască geană o fermene graitoșilor durerea despărțire. Că și vrăjmașul vrea chiar vărsare de sânge să facă în țara așa-sta, dar nu puțin sânge să fie vărsată, să fie mult, mult, și unele părți a țării așesteia să fie chiar sângele călcat în pișoare. Dar iată că dacă eu sunt chemat în ajutorul, iată că eu vin și pun protecția mea peste țară, și tot necazul dau pe altă parte de pământ, veți auzi lupte, veți auzi că vărsare de sânge, veți auzi pierderi de viață multe la număr, și veți spune bun a fost Domnul, că-și pe noi ne-a ocrotit. Pentru că în Vălmășala vrăjmașul vrea să o pornească de la un lucru mic, care nu-i cu mare valoare, dar vrea să vie un vălmășală mare și vrăjmașul să vină un duc de răzbunare peste câțiva și apoi aceștia să facă ca să sațâță țara întreagă și luptele să fie crânșune, copii să rămâi orfani, părinți să fie despărțiți de copii și copiii să fie aceia care să fie duși departe și robi în luptele altora. De aceea, poporule, astăzi este ziua, ascultă-mi glasul, chiar dacă îți pare că nu prea are însemnătate lucrarea și asta, căci vedeți că și pară că binecuvântările cresc, casele se înmulțesc și fiecare parcare belșug. Unii spun, dar pământul este în lung și în larg, noi îl părăsim la orice înștiințare și plecăm, dar vine vremea când nu se va putea trece nici un pas, nici pe o parte, nici pe o parte, nici pe alta, nu se va putea trece și cei care sunt departe vor fi izgoniți și goniți să vină în țară, ca să fie în suferință și în necaz. De aceea, poporule, te sfătuiesc, roagă, te postește, strigă, pune preț pe sfaturile mele și cheamă-mă în ajutor și eu voi fi sprijinul tău, că voi mai lăsa în can de îndurare, eu voi judeca pe cel care vrea să se răzbune, mă voi judeca eu și dacă împărați de rândul i-am nimișit, când a vrut să lupte cu poporul meu, voi nimiși pe răzbunători și răzbunătorii vor fi pierduți, iar țara va rămâne în pașe și în liniște și voi. Veți mai putea locui în corturi, veți mai avea pâine pe masă și veți putea să mergeți ca să vă câștigați pâinea de toate zilele și veți spune încă e bun Domnul, căci Domnul va lăsa în zorii dimineți să se audă un vuiet, dar dacă este strigăt, Domnul oprește deodată și nu se pornește răzbunarea vrăjmașului. Amin.